Aveți ucenici ascultători aici la Sfântul Gheorghe, Colciu, Colițu, cum Coliciu, da, aici. Aici ne suntem foarte bine. Adică nu-i oam fără greșeală, dar aici noi avem părinții palestinii care i-au dus Dumnezeu din țară, că altfel eram prăpădiți, dacă ne-ai lăvit. Foarte mulțumit sunt și uite, am 8 ani de zile de când nu văd deloc. Dar n-am nicio nemulțumire față de Dumnezeu și față de sănătatea în care trăim. Suntem ca o familie bună, care avem bună înțelegere între noi. Dragoste acoperi mulțumit de păcate. Și până astăzi, mulțumim lui Dumnezeu, părinții cu toate găstirile și cu toate, da, nu au uitat să mănăstirea, că dacă nu ne ajutăm mănăstirea, nu avem ce noi de aici. Noi am rămas de să vășim mulțumit cu vă putem. Sunt legile Sfântului Munte, mi-a spus Iegumenul. De ce nu te o sârdui să aduci din țară preoți, diaconi, călugări, că nu s-aprobă. Noi, așa mi-a spus el, avem dreptul ca să acceptăm, adică să aprobăm la chelii numai frați. Dacă să iei călugări, iei și călugări și duhovnici și uitare, dar noi putem scrie, adică să aprobăm că o să rămâie. Așa spune el, atâta ne-a rămas nouă, că dacă vin frați, avem dreptul. Frați să faci ascultare la chelie, pot rămâne, dacă superiorul chelie acceptă ca să facă călugări după un an de zile, noi putem să aprobăm după un an de zile. Dacă om la locul lui, adică dacă nu e îndurent. Să-l călugărească după un an de zile. Da, după un an de zile. Așa e cunoscut în toată lumea, că după 3 ani de zile să se fac călugări. Dar aici, în Sfântul Munte, părinții din Sfântul Munte, fiindcă e un loc mai departe de lume, mai cu tare, dacă rezist fratele trece un an de zile și fratele îi, adică e ascultător și stai voie așa, ascultă și are smerita bugetare, îi dă binecuvântare și-o face călugări. Așa vă conduce. Și acum avem 5 părinți tineri care prin ajutorul lui Dumnezeu și cu aprobarea mănăstirii. Tot mănăstirea se va îngriji și pentru preoție și slujitorii altarului. Da, da. Am făcut un preot, am făcut și un diacon și 5 părinți tineri. De-a lungul anilor aici, cât ați viețuit, ați cunoscut părinți cu viață sfântă sau în munte? În Sfântul Munte am cunoscut pe mulți, dar vedeți în țeva asta că omul care e apropiat de Dumnezeu nu se arată sfânt. Numai tu, din faptele lui, dacă poți să-l consideri, că dacă asta e cea mai mare cădere a omului, când se arată că este cineva. Vedeți? De ce? Toți părinții sfinți care am cunoscut noi, totdeauna făcea așa cât o socoteală ca să nu-și cunoști secretul țării duhovnicești. Și meritul m-am și m-am mântuit. Vedeți cum scrie Sfinții Părinți? Ce suferință ați avut până la urmă? Ce au aflat doctorii? M-au găsit doctorii, zice, n-ai nimic, dar cu inima. Ai în vedere când ești bine cu inima. Ai maladie mitrală, ceea ce nu știu. Dar și mi-au dat, du-te înapoi la Sfântul Munte și am ținut cât ceva. Un tratament oareșcare. Dar când m-am făcut bine, apoi lucram cât 7, cu toate că eram oprit să nu lucrez, să nu alerg, să nu cânt, să nu... N-am dat așa importanță. Numai când m-a doborât, acum și nebunesc. Dar lucrat mult și nu lucrat Dumnezeu și am ajuns. Pe dealurile și pe văile astea, n-ai cum să nu muncești, să nu faci efort. Urcaș, urcuș, hoborâș. Când întâi am avut, când am venit, noi eram 4 inși. Și oriunde ne ducem pe la chelii, la prodomul, ne-am dus acolo. Și atunci au avut eu o turpândrare grea și a ieșit mult din schid și zice, părinte, lasă să vedem cine se mai întoarce înapoi și veniți, că vă primim. Noi ne-am recunțat de prin Sfântul Munte, după aceea, când ne-am mai dus noi, au avut alte necazuri acolo și am fost nevoit să stăm la o chilie. Chiliile erau multe în
în Sfântul Munte Românești. La Lapa era 23 de chilini și era mulți părinți, duhovnici buni la bătrâni și povătuitori duhovnicești și altele chilii din Capsala. Și am fost nevoit, unde ne ducem, tot aveau cinodie. Am fost nevoit, am găsit o casă, o chilie bună a vestirii pe Moșia Pantocratului, care tot românii au fost, și-o pleacă în Italia, și-o pleacă în Italia, și-o luat voi chilia asta, și noi nu le-am. Am plătit 10.000 de drahme, 10.000 de drahme era bănet acolo. 10.000 de drahme, ce nimic, noi nu aveam, dar mi-a venit, am venit. N-avea de unde-i da. Nu aveam. Și apoi, a intervenit duhovnicul nostru, părintele Antipa Dinescu, a intervenit la un părinte tot român, Mihail, avea prăvălie în Icaria, i-a pusese la Ierusalim și venise cu bani de acolo și cum avea o prăvălie acolo în Icaria, avea bănet, mult. Mi-am dus mai ca să părinte Mihail, uite, vrem să luăm o casă și de 10.000 de drahme, 10.000 de drahme, de unde să-mi dați bani? Ei, nu, suntem tineri și putem. Nu, dacă se pune garant părintele Antipa, ba da, care suntem o subsep și apoi nu am 10.000 de drahme. Dar cele 10.000 de drahme, ca să le restituim, o trebuie să muncim aproape 3 ani de zile, două persoane, la greci, ca să le putem face. Eram 4 și mai eram un component, eram 5 toți. Doi lucram ca hargasă la Mănăstirea Evirului și ceilalți le-au acasă. Făcea ce puteam, prejurul chelie, prejurul ține pragă. Atunci venise mulți refugiați, imigrația, când a făcut schimbare populației grece cu turci. Au venit mult sarați de acolo până nu se ia așa, zicunde, și apoi era în Sfântul Munte, era plin de hargasă. Și vreau să spun că atunci, ca să muncești, ca să scoți 10.000 de drahme, trebuie un chin mare. Că îți plătea 20 de drahme pe zi, da. Îți dădea de chilo mâine și cazmaua și alte greutăți trebuie. Dimineața, când răsărea soarele, până ascunde soarele, trebuie să muncești. Era economul puternic și nu te lăsa să stai degeaba. Și îți plătea 20 de drahme. Dar 20 de drahme, ce puteai lua cu 20 de drahme? Luai două pâini și jumătate, asta era. Îți dădea 20 de drahme, dar pâine era 8 drahme, 8 drahme. Adică să munceai dimineața până seara și puteai cumpăra două pâini și jumătate, așa greutăți ăla. Dar odată Dumnezeu, eram tine și am bicicoși ca să avem și noi chilia noastră și am plătit datoria și am rămas acolo. Atunci nu prea era viață de obște, de aceea mergeați la chilii? De obște. Toate chiliile au fost din viață de obște, de la început. Dar mănăstirile mari erau multe, până de curând, mănăstirile mari, de sine. Noi, de exemplu, mănăstiri românească nu pot, decât în Maschitul, Podul, cam Caschit și Lav. Celelalte, chilii mari, chilii mai mici, cu lipi și de felul ăsta. Dar oriunde au fost tot de oameni. Cum se chema chilia asta unde a fost prima oară? Când a fost noi în prima oară, Buna Vestire. Asta ați cumpărat cu 10.000 de lei? Asta cu 10.000 de lei. Asta în care sunteți acum? Nu, asta e Sfântul Gheorghe. Și atunci? Aici când ați ajuns? Aici am ajuns după 10 ani, de la Buna Vestire, după ce am pierdut datoria, a fost un alt părinte care zicea că chilia aceea Buna Vestire era sărac, n-avea nici, adică, cum se spune, nici maslin, nici, cum se spune, adică, vie. Era săracă. Și a venit un părinte de ochi, chelarul, zice, lăsați chilia asta și veniți la mine că eu am ceva bologan între unul și chilia e mai mare și copare, că eu singur, ce fac singur? Și apoi ne-am făcut, ne-am dus. Acolo, la Buna Vestire, am stat 5 ani, eu am stat cu părintele Ghidion, alt 5 ani jumătate. După aceea am venit aici. Aici am venit tot cu scopul, când ne-a promis cineva, zice, numai dacă ați cumpărat chelia de la Sfântul Gheorghe, atunci cu mănăstirea Vatopedrului puteți aduce oameni din țară. Era odată strict, după aceea am venit noi, nu mai lăsa pe nimeni să iei. Și am venit cu scopul și-a lăsat și aici, a fost greu. Și aici a trebuit să cumpărați? Aici am găsit dărâmat pe disăvârșit, numai biserica era și aia ce o leagă de casă aici. Aici era munte, aici unde suntem acum era așa pant. Și apoi întâi a trebuit ca să îndreptăm locul și săpăm ca să îndreptăm locul și
că ne gândeam noi, în tot Sfântul Munte, chilia îi le-a dat, adică casele, îi le-a dat cu biserică, să facem și noi, să fie legate și așa. Da, când ne adunasem, eram cu 8 persoane, și tineri, și cu hambiții, să avem și noi, să avem făcut casa asta, da? Ce greutăți! Astăzi poți să facem Sfântul Munte orice casă, cu mare înnesire. Atunci era nevoie mare. Tot materialul, lumnăria, o fost nevoie să ajunge prin mare cu barca, cu lopiațele, tocmai de la Caracalul, prin mare, să ajunge toate scândele și lemnele și cătare, că trebuie un material mult, așa. Dar, cum am spus, o ajutat Dumnezeu, Sfântul Gheorghe, și noi eram tineri și noi așa, i-am făcut până. Dar între aceea, numai eu singur am rămas. Am rămas bătrân. Câți ani aveți? Apoi, câți mi-ați dat? Nu putem ghici. Așa fac toți bătrânii. Și salintă, zice, câți ani mi-am dat. Apoi, am trecut din 90. Bunătate și putere. De fel, de loc, de pământ, de unde sunteți? Moldova. Din județul, îi zicea atunci, Dorohoi, lângă Polonia, adică Botoșane de astăzi. Și de unde ați avut dorul ăsta să veniți, dragul să veniți aici la Sfântul Munte? La Dumnezeu, ce să zice? Eu am mai avut și un frate. Fratele cealaltă, e mult istorie de bun. El mi-a rămas orfan, tata a murit și acum fratele cealaltă mare, mai mare ca mine, cu 10 ani. Și era așa ca înainte ca să ducă la armată, când era el ca mai mare a familiei, l-a suspendat de armată. Ca să întrețină familia. Dar el zice, măi, adică el era, citeam, era o cărți, măi, ce am să mă nu știu cum a fac călumă. Și apoi s-o hotărât. Toți îl râde, toți îl spune, toți. Avem rămas mici de tată, avem un moș care era ca tata noastră. Și apoi spune, măi Gheorghe, ai în vedere, ce prostii vorbești tu de călugărie și cu tare, cu tare. Caută treaba aici, caută de mătă și de fan frații ești, nici cu tare. Și vine în caută, de ce? Îi spunea, moșul Constant, mie este așa scris să mă fac călugă. Tot așa spune, el acel de oameni zice, râi de aia, bă, te-a scris, uite ce dacă te-a scris. Dar ai în vedere, să fii călugăr, nu numai cu o haină. Îi spunea bătrânul. Îi spunea frumos. Și apoi, i-a scris, un cumnat de-a nostru, pusese prin război, prin părțile cele pe la Târgu Ocna, pe sus, chiar o avut război pe acolo, în Germania, atunci, acolo, la 17. Și apoi el trecuse pe lângă moschet, și zice, măi, eu știu un schit la Târgu Ocna și frumos de acolo, o poți măcel și pe acolo, nu chiar, dar sunt, au rămas biserica toată ciuruită de gloată. Ce scrie acolo? Eu scris o scrisoare la cealaltă, la arhimandrită de acolo. Eu zic, măi, băiete, vine și am nevoie de persoane și așa pe acolo să nu se. După el, terminează și eu din școala primară, m-am dus și eu după el. Acolo m-a băgat Tadețu într-un gimnaziu, da? Gimnaziul era cam particular așa, niște familii greci, danilanale, da? Adică era cunoscut de țară, asta e, dar pe eu mă unde de vorbim, pe eu mă vine la Sfântul Munte. Din 1926 sunteți aici? Da, din 1926. Ați mai ieșit așa din când în când? Na. Afară de problema de sănătate? Am ieșit din decemiri de ori, tot cu sănătate, am fost mult suferit. La examen, când am avut cu ochii, apoi trebuie să mă duc la semnul mai la o lună, de zile, la tot. Aveți acolo o căsuță, ceva, un apartament? Nu, tot așa, la cunoscut ședem, că în Salonic. Am fost săraci, călugă. Produmul are, dar nu a fost mănăstire, ca mănăstire, puternic. V-ați cunoscut cu Părintele Petron, l-ați primit? Noi suntem cu toții. Cu bune relații. Sigur că da, sigur. L-ați văzut acolo, adică ați fost acolo, la prodromul? Cu omul a fost, atunci când vedeam. Și el a venit pe la noi de multe ori, acum am bătrânit și el. Omul, suntem într-o legătură strânsă, o socotim
produmul ca mănăstirul românească. Noi suntem așa, de la chelie, azi că a rămas chelie de puțin. În vecinea aceea și o chilie Sfântul Ioan. Este Sfântul Ioan. Chilia Sfântul Ioan și Sfântul Gheorghe și Sfântul Ipate. Eram așa ca de obicei cu toți. Orice necaz avem la unul, nicem să ajutăm. Orice bucurie, toate le împărtășim. Foarte, am avut. Dar acum suntem tot așa, dragoste de Dumnezeu și era să mai... Fiecare cu treaba lui. Da, sigur, asta nu e, nu. Ați tot români? Sunt toate trei? Toate trei români. Aici când am venit noi la 37, era 8 chilii, era 6 chilii grecești și 2 românești. Acele 2 românești mai rămân. Da, uite, din grecești, urmas. Numai una a mai rămas. Numai una a mai rămas. S-au prăpădit casele toate? Da, acum... Au plecat. Chiliile, acum s-au modificat viața, toate, toți din grece se duc la mănăstiri. La mănăstiri. Nu-i greutățile ca comisar chilii. La chilii trebuie să muncești ziua ta de ziua ca să... Ești întreții, sigur. Nu-ți dai nimeni nimica. Și trebuie să muncești. Dar înțeleg că mănăstirea totuși vă dă hrană. Nu, nu-i dă nimica. Așa, că ne dă obligatoriu, ne dă crescur, ne dă doar. Așa că când îți dă câte ceva, ce e bună voia lor. E ca un fel de dar, ca un fel de așa. Și numai cu ocazii mai deosebite. Da. Înainte, acum vine de când au venit ăștia, ăștia sunt mai galantori. Dar înainte și prescur nu ne dădea. Aici de când au venit părinții ăștia ciprioți, mai apropiați, mai putare și ne dădea. Tot ce avem nevoie, nu ne socotește. Rânduiala de rugăciune, de slujbă, cum e? Tocmai cum e la orice mănăstire. Așa, de la început, când am venit în Sfântul Munte, când am venit de la mănăstire, știam tipic. Și când am venit în Sfântul Munte, cum ține mănăstirile, întocmai și noi aici la chelie, fără nicio deosebire. Fărbie zilnic? Nu aveam preot. Când eram doi preot, făceam zilnic, de multe ori. Dar acum aveam un singur preot. Eu am orbit și facem sâmbătă, duminică și sărbătorile. Dar în celălalt, în toată seara, în toată noaptea, la 3, sunt părinții la biserică. La orele 2, ne sculăm, ne facem canonul. Fiecare călugăr trebuie să facă anumite metanii și închinăciuri. Și la 3, eclesiarcul bate toacă, clopitele și cerde citim pravele noastre. Și când e sărbătoare, de seara avem Maica Domnului, Naștere Maicii și Domnului aici în Sfântul Munte. Suntem recunoscători că ne-ați primit și ne-ați vorbit. Părinte, s-a întâmplat de-am fost o dată, mai bine de sunt ceasuri. Câteodată? Nu. Vom puternice Dumnezeu pentru noi. Da, aveți, bun. Aceea e bucuria mea și dacă aud, cu toate că nu văd, dar dacă aud românește, am altă bucurie. Noi am adus pentru schit o carte frumoasă cu fotografii făcute de fotograful pe care vi l-am prezentat, de domnul Dan Dinescu. Lăsăm aici la părinți și o casetă cu Sfânta Liturghie, cum cântă băieții noștri la Stavropolios. Cântare bizantină, așa. Mulțumim. Noi suntem mulțumiți că am venit aici și ne-am bucurat. Da, mulțumim. Ați fost în biserică, ați cântat un acțion, ceva? După ce ne cântați, cântăm și noi unul, dar cântați-ne Sfinția voastră, troparul Sfântului Gheorghe. Vedeți, nu vă slăbește părintele Ieroman. Ca să fie de model pentru... Nu, dar trebuie să vă astupați urechile când cântă eu. La stupăm. Dacă veneți cu 50 de ani în urmă, eu am învățat cântările la precizie. La precizie am învățat cântările la părintele Iacov Deciu, dar a fost un ucenic al lui Nictare, că m-a învățat la precizie. M-a învățat bine, zice. Dar din ce mai țineți minte, ziceți-ne și nouă. Dacă n-am ochi, putem, ca să zici lucru bun, trebuie să fie cu carte. Vă ajută și Sabin, că și el e protopsalt. Cine? Sabin, care lângă Sfinția voastră, e protopsalt, vă ține isonul. Zici-mă un cuvinesc cu adevărat. Da, Maica Domnului, că Maica Domnului aici în Sfântul Munte. Da, cuvenea să cuvă
să te tărâcem pre tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea ferie, ce e ta, și prea nevinovată, și Maica Dumnezeu lui nostru, ceea ce ești Maice, știe ta de cât cheruvie. Mă slăvită fără de asemănare de cât serafimii, care fără stricăciune pre Dumnezeu cu vântul ai născut, pre tine cea cu adevărat născătoare de mare bucurie ne-ați făcut, mare evlogie, legal evlogie. Ați avut ce a ascultat? Am avut. Da. Mă, dumneavoastră, cântați ca un izbăvitor. Păi să cântă părinții de aici, nu? Nu, care dumneavoastră, musafirii. Care masa, acasă. Salții au stat acasă. Aduceți-ne textul și cântăm. Salții au rămas acasă la noi. Cât sunteți? Ce persoane ați? 9 suntem. 9 sunteți? Bravo! Dar unii mai mult fotografiază cu cântatul, nu prea sunt. Și nu suntem toți de la Dorohoi să știm cânta. Numai cele de Dorohoi să știm cânta. Cei din Moldova cântă mai bine ca ceilalți. Ca un izbăvitor al celor robiți și celor sărași folositor, neputincioșilor doctor, împăraților ajutător, purtătorule de biruință, mare mucenice Gheorghie, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Cine e pentru ajutor, Sfântul Gheorghe, și sincer al dumneavoastră și nouă. Amin. Dacă nu mă vreți să mai venim, să vă găsim măcar cum ați fost astăzi. Când aveți
scopul să mă gândesc, pe cinci. Când o rânduie Dumnezeu. Păi atunci poate o fi mișoasele mă fi și oasele fi pudrite. Slavă la Dumnezeu. Musafiri suntem, în lumea asta suntem musafiri. Oricât ai trăi, trebuie să pleci, trebuie să plecăm la veșnicie. Dincolo la veșnicie. V-a legat ceva de lumea asta, așa? V-a legat ceva? A fost legat de ceva? De lumea asta. Ca om, așa, ca om. Ce? Biserică și părinții de jurul ăsta a fost legătura. Aici, oricât ai vezi cât e de bun Dumnezeu. Ne-a dat viața asta ca să ne pregătim pentru veșnicie. Dar vezi lumea, nu-i dă importanță. De ce preoții, arhierie, trebuie să le amintească mereu la creștin. Aici suntem musafiri, suntem ca un vis, o trecere. Dumnezeu, fiind bun, ne-a dat viața asta și ne-a luminat cum trebuie să urmăm, să putem capăta veșnicia. Deci trebuie să ne osărduim că contrarul, satana, diavolul, ne împiedică, ne pune fel de fel de pricini ca să nu mergem pe calea adevărului. Plus de aceea ne îmbucșește mintea și inima cu feluri de feluri de pate. Și dacă omul are pate, dacă le mitahirisește patimile, de acum el vin patimile ca o fire. Acum trebuie să faci ceea ce spune patima în loc să faci ceea ce este adevărul și ce ne ordonă Dumnezeu ca să putem căpăta fericirea. Dar vezi bun Dumnezeu, tot cum bun. Spune așa, ai păcătuit, du-te de grabă și spovedește la duhovnic. Duhovnicul o să-ți dea medicamentul acela ca să-ți iată păcatele și vine la mine, veniți către mine tot ce o să ne însărcinați și vă voi odihni pe voi. Oriunde te duci, n-ai odihni, decât numai la mine. Ce trebuie să nu neglijăm, ai găsit că vedeți, Dumnezeu așa spune, că nu o să ne pedepsească de ce am păcătuit. Nu, vine, ne cheamă. Veniți la mine, tot ce o stineți în cercinat, veniți la mine, că numai la mine veți vrea de odihnă. Dar să ne pedepsească că de ce nu cerem iertare, de ce nu te pocăi? Orice păcat ai, dacă nu te pocăiești, te pedepsești, fără nicio discuție, fără discuție. Dar vine la doctorul sufletului și la trupurilor, vine, duce la duhovnicul, fie cât de apropiat de Dumnezeu, fie mai simplu, el are harul Sfântului Duh și ce îți citește rugăciunea de dezlegare, dezlegat ești după spovedarea care o faci. Și atunci scapi de păcat. Dar dacă nu te-ai spovedit, te-ai pedepsit. De ce? Pedeapsa o să fie de la Dumnezeu pentru că nu ne-am pocăit. Păcatul, orice păcat ai avea, dacă zici, greșit am, Doamne, iartă-mă. Dumnezeu te iartă. Cât de bun Dumnezeu avem, dar uite că noi ne băgăm seama, ce să mă duc la popa aceana, mă spovedesc, dar asta nu-i cum știe Dumnezeu. Aceea vine din cauza nefricei lui Dumnezeu, din cauza neapropierii către harul Sfântului Duh, ca să fie așa nepăsător. Nepăsarea e o chestiune foarte grea, duce direct la moarte. Să rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne lumineze și mintea, ca să nu ne depărtăm de adevăr. Dar cum ați venit pe jos, ați venit de la mănăstire? Am făcut o oră, nu e mult. Nu, e o oră, da. O oră. Da, sunteți tineri toți. Măcar atât. Unii au barbă albă, dar sunt tineri. Ne-ați încurajat cu tinerețea care o aveți. Cel mai tânăr dintre noi are 16 și cel mai bătrân a trecut de 60. De la 16 la 60. Da, mă, ce lucru. Mai mare e că v-am găsit decât că am venit. Slavă Domnului. La Domnul că am putut sta de vorbă, Sfințeva, și aud bunătățile ce ne-a zis cu bani ați lucrate. Sunt timpuri, ceasuri, că nu pot să mă spun. Ce credeți de aici, din Sfântul Munte, va fi mai bine sau mai rău României? Românilor, eu cred că o să fie mai bine. Dacă... Dar nu așa repede, nu așa grav. Nu așa repede. Dar ajunge că lasă românii, găsesc, după cum mi s-a spus, în zilele acestea. Chelile pustii care au rămas pustii românești, în Usești, pe tare, se duc unii din părinții români care au venit din țară și le direze și nu le zice nimic a mănăstirea. Îi lasă. Dacă îi lasă, se dă
înțeles că un semnal să se pus în ceas acolo, bine, mă mână, nu e rău, știi, da. Noi am dorit să facem o fotografie de grup cu toată lumea la plecare. Ne permiteți să faceți o fotografie cu noi? Bine, se poate? Da, da. E mare. Egal, vlogie. Rânduiala de rugăciune, de slujbă, cum e? Tocmai cum e la orice mănăstire. Așa, de la început, când am venit în Sfântul Munte, când am venit de la mănăstire, știam tipicul. Știi, când am venit în Sfântul Munte, cum ține mănăstirile, întocmai și noi aici la chelie, fără nicio deosebire. O lătărie zilnică? Lătăria, nu aveam preoți. Când eram doi preoți, făceam zilnic, de multe ori. Dar acum aveam un singur preot, eu am orbit, și facem sâmbăta, duminică, sâmbăta, duminica și sărbătorile. Sfânta Liturghie. Sfânta Liturghie. Și în rest? Dar în celălalt, în toată seara, în toată noaptea, la trei, sunt părinții la biserică. La orele două ne sculăm, ne facem canonul, fiecare călugăr pe o sfagă anumite metanii și închineciuri. Și la trei, Crisiacul bate toacă, clopitele și începe citim pravele noastre. Și când e sărbătoare, de seara avem Maica Domnului, Naștere Maicii Domnului aici în Sfântul Munte. Vă suntem recunoscători că ne-ați primit și ne-ați vorbit. Părinte, s-a întâmplat de-am fost o dată, mai bine, dar sunt ceasuri. Deodată? Nu. Vom puternice Dumnezeu pentru noi. Da, aveți, bun, aceea e bucuria mea, așa că aud. Cu toate că nu văd, dar dacă aud românește, am altă bucurie. Așa. Noi am adus pentru schit o carte frumoasă, cu fotografii făcute de fotograful pe care vi l-am prezentat, pe domnul Dan Dinescu. Lăsăm aici la părinți și o casetă cu Sfânta Liturghie, cum cântă băieții noștri la Stavropolios. Cântare bizantină, așa. Mulțumim. Noi suntem mulțumiți că am venit aici și ne-am bucurat. Da, mulțumim. Ați fost în biserică, ați cântat un acțion, ceva? După ce ne cântați, cântăm și noi unul, dar cântați-ne Sfinția voastră troparul Sfântului Gheorghe. Vedeți, nu vă slăbește părintele Ieroman. Ca să fie de model pentru... Nu, dar trebuie să vă astupați urechile pentru eu. La astupăm. Dacă veneți cu 50 de ani în urmă, eu am învățat cântările la precizie. La precizie am învățat cântările la părintele Iacov Gheciu, care a fost un ucenic al părintele Nictare, că m-a învățat la precizie. M-a învățat bine, zice. Din ce mai țineți minte, ziceți-ne și nouă. Dacă n-am ochi, trebuie ca să zici lucru bun, trebuie specificat. Vă ajută și Sabin, că și el e protopsalt. Cine? Sabin, care lângă Sfinția voastră, e protopsalt, vă ține isonul. Zice-mă un cuvinesc cu adevărat. Da, la Maicii Domnului, că Maica Domnului e aici în Sfântul Munte. Da. Dar cuvenea se cura de învărat să te ferim ce-n născătoare de Dumnezeu, cea pururea ferie, ce e tăra și prea ne vino bătă și Maica Dumnezeu o lui
Legal e vlogie. Ați avut ce a ascultat? Am avut. Da. Mă, dumneavoastră, cântați ca un izbăvitor. Să cântă părinții de aici, nu? Nu, care dumneavoastră, musafirii. Au rămas acasă, psalții au stat acasă. Aduceți-ne textul și cântăm. Psalții au rămas acasă la noi. Mulțumim. Cât sunteți? Cât ce persoane sunteți? 9 suntem. 9 sunteți? Bravo! Da, unii mai mult fotografiază cu cântatul, nu prea sunt. Și nu suntem toți de la Dorohoi să știm cânta. Numai cei de la Dorohoi să știm cânta. Cei din Moldova cântă mai bine ca ceilalți. Un ocean acum. Oceanul e chiar. Ca un izbăvitor al celor robiți și celor sărași folositor, neputincioșilor doctor, împăraților ajutător, purtătorule de biruință, mare mucenice Gheorghie, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Sfinte într-o ajutor, Sfântul Gheorghe, și sincer al dumneavoastră și nouă. Amin. Dacă nu mă vreți noi să mai venim, să vă găsim măcar cum ați fost astăzi. Când aveți scopul să mă veniți? Pe 5? Când o rânduie Dumnezeu. Păi atunci poate o fi mici oasele n-or fi și oasele fi podribe. Slavă Dumnezeu, slavă Dumnezeu. Musafiri suntem, în lumea asta suntem musafiri. Oricât ai trăi, trebuie să pleci. Trebuie să plecăm la veșnicie, dincolo la veșnicie. V-a legat ceva de lumea asta, așa? V-a legat ceva? Ați fost legat de ceva? De lumea asta. Ca om, așa, ca om. Ce? Biserică și părinții. De jurul ăsta a fost legătura. Aici, oricât ai, vezi cât e de bun Dumnezeu. Ne-a dat viața asta ca să ne pregătim pentru veșnicie. Dar vezi, lumea nu-i dă importanță. De ce preoții, călătorie, trebuie să le amintească mereu la creștini. Aici suntem musafiri, suntem ca un vis, o trecere. Dumnezeu, fiind bun, ne-a dat viața asta și ne-a luminat cum trebuie să urmăm, să putem
căpăta veșnicia. Deci trebuie să ne osărduim că contrarul, satana, diavolul, ne împiedică, ne pune fel de fel de pricini ca să nu mergem pe calea adevărului. Plus de aceea ne îmbucșește mintea și inima cu felurite de felul de pate. Și dacă omul are pate, dacă le mitahirisește patimile, de acum el vin patimile ca o fire. Acum trebuie să faci ceea ce spune patima, în loc să faci ceea ce este adevărul și ce ne ordonă Dumnezeu ca să putem căpăta fericirea. Dar vezi bun Dumnezeu tot cum bun. Spune așa, ai păcătuit, du-te de grabă și spovedești la duhovnic. Duhovnicul o să-ți dea medicamentul acela ca să-ți ia păcatele și vine la mine, veniți către mine tot ce o stăniți în sărcină și eu vă voi odihni pe voi. Oriunde te duce, n-ai odihnă, decât numai la mine. Ceea trebuie să nu neglijăm. Ai găsit că vedeți, Dumnezeu așa spune, că nu o să ne pedepsească că de ce am păcătuit. Nu, ne cheamă, veniți la mine. Tot ce o stăniți în sărcină, veniți la mine, că numai la mine veți vrea de odihnă. Dar să ne pedepsească, de ce nu cerem iertare? De ce nu te-ai pocăit? Orice păcat ai, dacă nu te pocăiești, te pedepsești. Fără nicio discuție. Fără discuție. Dar vine la doctorul suflicului și la trupul lor. Vine, duce la duhovnicul, fie duhovnicul, fie cât de apropiat de Dumnezeu, fie mai simplu, el are harul Sfântului Duh și ce îți citește rugăciunea de dezlegare, dezlegat ești după spovedarea care o faci. Și atunci scapi de păcat. Dar dacă nu te-ai spovedit, e cum ai pedepsit. De ce? Pedeapsa o să fie de la Dumnezeu, pentru că nu ne-am pocăit. Păcat, orice păcat ai avea, dacă ai greșit, am Doamne, iartă-mă. Nu te iartă. Cât de bun Dumnezeu avem. Dar vede că noi ne băgăm seama. Ce să mai duc la popa aceana? Mă spovedesc. Da, asta e cum știe Dumnezeu. Ce vine din cauza nefricii lui Dumnezeu, din cauza neapropierii către harul Sfântului Duh, ca să fie așa nepăsător. Nepăsarea e o chestiune foarte grea, duce direct la moarte. Să rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne lumineze și mintea ca să nu ne depărtăm de adevăr. Dar cum ați venit pe jos? Ați venit de la mănăstire? Pe jos? Ne întoarcem pe jos. Și vrem să ne întoarcem pe jos pe poteca. Să vedem dacă ne-a arătat unde e poteca. Dar ați venit cu mașina? Nu, pe jos. Pe jos ați venit de la mănăstire până aici? Da. Am făcut o oră. Nu e mult. Nu, e o oră, da. O oră. Da, sunteți tineri toți. Măcar atât a unii au barbă albă, dar sunt tineri. Ne-ați încurajat cu tinerețea care o aveți. Cel mai tânăr dintre noi are 16 și cel mai bătrân a trecut de 60. Bravo. De la 16 la 60. Bravo, ce lucru bun. Mai mare e că v-am găsit decât că am venit. Slavă Domnului. La Domnul că am putut sta de vorbă, simțeva să aud bunătățile ce ne-a vrezut cu banul ăsta, frate. Sunt timpuri, ceasuri, că nu pot să mă spun. Ce credeți de aici, din Sfântul Munte, va fi mai bine sau mai rău României? Românilor? Da. Eu cred că o să fie mai bine. Vreau că... Dar nu așa repede, nu așa grav. Nu așa repede. Dar ajunge că lasă românii, găsesc, după cum mi s-a spus acum zilele acestea, chelile pustii care au rămas pustii românești, în Usești, pe tare, se duc unii din părinții români care au venit din țară și le direze și nu le zice nimic a mănăstirea. Îi lasă. Dacă îi lasă, îi dă de înțeles că
un semnal să se pus în ceas, să-mi pune bine. Mă mână, nu e rău, știi, da? Noi am dorit să facem o fotografie de grup cu toată lumea la plecare. Ne permiteți să faceți o fotografie cu noi? Bine, se poate? Da, da. E mare. Egal, e vlogie.